Guvernul PSD a anunțat o nouă prelungire a plafonării prețurilor la RCA până pe 30 iunie. Proiectul prevede ca niciun asigurator să nu poată avea un tarif mai mare al polițelor RCA decât cel pe care l-a practicat până la data de 28 februarie 2023, cu ajustare maximă de plus 6,8%, cât a fost rata anuală a inflației din 2023 măsura este menită să stopeze dezechilibru existent astăzi între cerere și ofertă în piața asigurărilor, accentuat pe o potențială creștere a tarifelor practicate de firmele de asigurări la polițele RCA. Numai în decembrie 2023 au expirat aproape un milion de asigurări, iar în prima jumătate a anului 2024 vor înceta alte aproximativ 3,5 milioane de contracte RCA, lucru care ar duce la creșterea prețurilor practicate de asiguratori. PSD susține principiul competitivității, însă o intervenție prin reglementarea prețurilor este necesară pentru a proteja cetățenii de posibile abuzuri. Guvernanții spun că trebuie făcută diferența între o piață liberă și o piață speculativă, care poate duce la falimente ale marilor asiguratori, cum am văzut în ultimii ani la abuzuri și la alte anomalii care produc efecte dezastruoase în economie și implicit în buzunarele cetățenilor. Direcția Guvernului, condus de Marcel Ciolacu, a fost îndreptată spre măsuri similare în ultimele luni. Vorbim aici și de prelungirea plafonării prețurilor la alimente de bază la energie și cea mai recentă premieră în piața de creditare, plafonarea la dubânda IFN-urilor. Proiectul de lege privind protecția consumatorilor față de costul total al creditării și cesiunea de creanțe a trecut în această săptămână de votul Parlamentului și merge la promulgare. Este o lege menită să stopeze abuzurile din partea IFN-urilor pe care românii le-au reclamat de-a lungul anilor. Măsura PSD răspunde astfel nevoii cetățenilor și prevede ca suma returnată de un împrumutat să nu mai poată depăși nicio situație dublul sumei pe care acesta a primit-o inițial. Un alt exemplu al limitării prețurilor sunt la alimentele de bază și energie, plafonări care indică deja efecte pozitive semnificative pentru români. Conform studiilor economiștilor, cheltuielile pentru o familie de români ar fi acum mai mari, în medie cu 1118 lei pe lună și peste 13.400 de lei pe an în lipsa actualelor măsuri de plafonare a prețurilor la alimente și energie. Practic, vorbim despre principalele cheltuieli pe care o familie le are cu traiul și facturile în decursul unei luni, relatează realitatea.net.